Ministrul familiei Gabriela Firea anunță că a fost publicat primul ghid dedicat instituțiilor și companiilor private în domeniul prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale. Gabriela Firea susține că în primele nouă luni ale anului, 130 de persoane au fost hărțuite în spațiul public, iar în prezent există peste 280 de anchete penale în lucru. Potrivit ministrului familiei, ghidul privind hărțuirea pe criteriu de sex și hărțuirea morală la locul de muncă este o premieră în țara noastră și va fi implementat în toate instituțiile Reprezentând un real sprijin pentru angajați, dar și pentru angajatori. Ghidul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, iar timp de 30 de zile autoritățile așteaptă sugestiile și opiniile privind acest proiect.